Domnul Sată, noi nu avem nicio săptămână fără spioni. Da. Încă unul sau chiar doi. Este un șef al direcției juridice din cadrul Parlamentului, muncește acolo din 1992. Peste 30 de ani. Un polițist de frontiere, curios ce secrete poate divulga un polițist de frontieră, să arate unii vama și unii... În fine. Nu, aici... Dacă sunt, eu vă întreb dacă poate ați auzit altceva decât am auzit noi la știri. Eu am auzit, încă o dată, am auzit. Nu pot vă spun certitudine, cunosc 100%, că se spune că probe sunt. Uh-huh. Pe mine mai deranjează alt lucru în această istorie. Dacă este adevărat tot ce ne s-a comunicat nou, și această persoană a colaborat cu serviciul unui alt stat pentru a pune în pericol, pentru a da informații secrete ce țin de statul nostru, Republica Moldova, e lucru corect. Dar întrebarea mea este alta. Domnul Gonță, dacă eu vedem că îl tochesc o săptămână pe unul a rușilor, a două săptămâni a americanilor, a trei săptămâni a europenilor, atunci pentru mine era o claritate. Că eu am vorbit de mai multe ori. La noi SIS-ul, jumătate de SIS-ul cește la ruși, jumătate la Occident. Punct. Nimeni nu bă să informeze pe cei din... Chiar și nu e unele, sunt unele țări, cum ar fi Portugalia, Spania, care n-au nicio treabă cu Republica Moldova. Mă refer cu politica și internă, și externă, da? Iată și mă doare pe mine, că haideți că mai e cu Occidentul, clar lucru și ne stă în spatele ei și ei tochesc crușă. Dar apare și altă întrebare. Dar ce cât Dodon era președinte, nu a arestat nișunul din Occident? Poate nu-s? A? Poate ei nu-s? Nu vă răspund. Oare și așa la șef de SIS, vă dau un exemplu, care era pe timpul lui Dodon, tot așa l-a muncit foarte bine și pe timpul lui Maia Sandu. Deci au fost recomandate așa, Dodon îi dădea cu prorosiski la televizor, știi, dar din spate tot americanii numeau șefii serviciilor la noi. De asta și v-am spus, lichidarea SIS-ului, împreună cu cineau la pachet, crearea unei structuri și atunci dumneavoastră o să vedeți într-o perioadă foarte scurt, cum a să le treacă pofta la mai mulți șmecheri cu epoleți de la noi, de a alerga la... Ambasadă? La, da, problema nu e în ambasadă. Problema că noi nu putem acuza țările care își fac lucruri la noi. Domnul Gonța, șpionajul a existat, există și va exista. Problema e alta. Că ei la noi în țară fac fiecare și vor, ca și ei vor informații, vor să influențeze, așa o fac toate statele din lume, încă o dată vă spun. Înțelegeți? Dar la noi, știți, vorbim noi despre contrșpionaj, ori știți, vorbim noi, să facem noi ceva peste hotare. La noi, în istoria țării, așa ceva nu s-a făcut. Dar când voi veni eu la putere și a să-i aduc frumos ambalat pe câțiva în Republica Moldova, despre care toți vorbește de mai mulți ani la televizor, că atunci ați vedeți lucru. Vă dau exemplu din mai proaspete când au lucrat ucrainenii și l-au luat pe Chaos. Că au făcut-o serviciile militare. Dar noștri, în loc de spui ciorul în prag, încă cuva în asta v-au participat și agitat. Și că asta este un lucru foarte trist. Îți dai seama ce respect poate să aibă față de serviciile noastre, fie de psihotare sau de policieni, când ei știu că la noi acasă faci și vrei. Inclusiv și ieși, ca să înțelegeți, în alte țări este imposibil, în alte țări sănătoase, când deja o ambasadă sau alta își organizează propriu filaj. Deși vă spun că trebuie să fie unul independent care nu are obligații și cel mai important nu are frică. Că i-ai chemat într-o zi frumos și le-ai spus, ribeat, vă rog frumos, vă opriți că altfel ați vă arăt la televizor în fiecare zi. Cu asta trebuie să știi cum să lupți. Și eu vă asigur că o să avem din băieți care într-adevăr sunt specialiști în sistem și să construim un serviciu care să fie carte de vizită Republicii Moldova. Și în primul rând pentru a proteja interesul statului Republica Moldova și interesul cetățeanului. Da, și el, vedeți cum o să-i punem la respect. Credeți-mă că ești mai bună experiență ca mine nu are nimeni.